mare bucurie a noastră este faptul că am ajuns la un tiraj de 2000 de exemplare. Cea mai mare realizare a noastră este că la ora actuală suntem prezenți în toată țara, dacă în faptul că revista este distribuită prin Poșta Moldovei. Pentru grupul de companii Scarnet este extrem de important să se implice în proiecte de dezvoltare a societății în care trăim. Acum 3 ani ne-am alăturat minunatei inițiative a unui grup de entuziaști care a decis să lanseze revista culturală Timp în Republica Moldova. Mulțumesc pe parte, vreau să zic domnului Alexandru Macedon, directorul companiei Scarnet, care de la bun început a fost sprijinul, umărul, pilonul acestui proiect, care deja de 3 ani de zile ne asigură tiparul acestei reviste. Îi mulțumesc doamnei Aurelia Salicov, care de asemenea este alături de noi, Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerului Culturii și Institutului Cultural Român. Ne-am alăturat tuturor inițiativelor care sunt desfășurate de către această echipă. Mă bucur că astăzi servăm această aniversare printr-un eveniment atât de frumos, întâlniri la timp. E minunat că pe parcursul acestor ani am reușit să adunăm mai mulți prieteni în jurul acestui proiect, pentru că de ceva timp revista este susținută și de Institutul Cultural Român și mai nou proiectului s-a alăturat și ambasada Franței în Republica Moldova. Sunt convinsă că împreună vom dezvolta acest proiect, la fel cum ne dorim să dezvoltăm rețeaua în fiecare instituție educațională din Republica Moldova.